Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Atenție, putem avea o corecție mai serioasă, pentru că pe grafice Bitcoin pare să fi început o corecție pe weekly. Ideea este următoarea. Graficele sunt graficele, banii sunt bani, order book-ul e order book, market makerii sunt market makeri. Eu vă spun ce văd pe grafic și ce cred că s-ar putea să se întâmple, mai ales că ne apropiem foarte rapid de halving, da? Mai sunt, nu știu, 12 zile, 10 zile, 11 zile, ceva de genul ăsta. Ideea este că halvingul se va întâmpla foarte rapid. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dacă o corecție pe weekly ar avea loc, da, fiind într-un bull market, nu mă aștept să fie ceva semnificativ. Adică am mai avut o corecție care, ce să zic, mai mult de 20% nu a impactat prețul Bitcoin, dar întotdeauna este bine să fii pregătit. Aseară părea că avem o evoluție foarte bună, că Bitcoin se duce spre 70.000 și am și spus la știrile de seară că dacă Bitcoinul reușește să-și spargă zonele de rezistență 71.300-400 și 73.500, atunci ne putem gândi cu lejeritate la all-time high. Însă, rezistențele sunt rezistențe, da? Și se numesc așa pentru că ele de multe ori nu pot fi depășite. Prețul Bitcoin a fost respins, da? Văd corecție nu numai pe Bitcoin, pe multe, pe Polkadot, pe Solana, pe Sei, pe Sui, pe Evo. Adică toată piața a făcut ce face Bitcoin. În continuare, mulți oameni mă întreabă, Daniel, dar de ce Polkadot sau Evo sau Sui sau Sei sau ce vreți voi, orice monedă vreți voi, face același lucru ca și Bitcoin? Pentru că Bitcoin este cea mai importantă criptomonedă din piața asta și ea reprezintă mai mult de jumătate din tot ce este investit până acum în piața cripto. Pentru mine, un mesaj către voi este următorul. Nu vă panicați, da? Momentan avem un coridor în care stăm de câteva săptămâni și facem sideways între 60.000 de dolari și 73.000 de dolari. Am atins all-time high, s-a întâmplat înainte de halving, da? Astăzi o să fac o analiză și mai detaliată pentru cei din comunitatea premium ca să vedem cum stăm închete, dar asta nu înseamnă că nu o să vă spun și aici pe canal către toți cum văd lucrurile. O mică paranteză, peste noapte mi-a fost spart contul de Twitter. Se întâmplă, asta este era digitală și au fost promovate ceva cu wormhole, niște prostii, nu știu, m-am trezit dimineața, buimac, le-am șters instantaneu și mi-am resetat contul. Asta este perioada în care trăim, riscurile digitale sunt peste tot, de aceea am mai spus și o să mă repet acum în acest context, aveți grijă, securizați-vă tot ce ține de identitatea voastră digitală în online, pentru că sunt foarte mulți oameni cu intenții rele și e bine să fiți protejați. Revenind la piață. Din punctul meu de vedere, da, faptul că am intrat într-o corecție pe weekly, faptul că pe daily suntem așa, so-so, pe 3 zile suntem în corecție, da? RSI-ul este bearish. În general, când suntem în zone de asta, traversăm turbulențe, pot apărea și știri negative, pot apărea speculații, pot apărea tot felul de news-uri, tot felul de chestii care să inducă starea de panică și de frică. Unde aș începe să-mi pun întrebări și aș considera că această corecție poate deveni mult mai serioasă și mult mai agresivă, ar fi dacă vom pierde zona de 60.000 de dolari pentru Bitcoin, da? Deci dacă sparge acest suport, atunci m-aș gândi că ok, e timpul să ne așezăm pentru următorul segment, da, în care am putea intra.
Dacă scădem sub 50.000, 58.000 de dolari, atunci chiar aș zice, hopa, asta e așa. Că dacă se întâmplă asta, să cădem sub 58.000, din punctul meu de vedere, mai avem o zonă de suport pe la 55, e foarte posibil să ajungem până la 50, 48, 49. Dar, ideea este că în piața asta lucrurile trebuie luate și privite pas cu pas. Adică nu, gata, suntem acum la 69, 68, nu știu ce și zicem, wow, ne ducem la 60. Ușor. O să văd și eu din discuțiile pe care le am cu oameni din industria cripto care vibe-ul, încerc să obțin informații suplimentare pe care le voi posta aici, pe Twitter, pe TikTok, pe toate canalele de comunicare. Corecțiile, da? În general, nasc oportunități bune, da? Pentru cei care știu să aștepte, să aleagă momentul ideal. În clipa de față, mă pregătesc, îmi calibrez bugetul să pot profita în caz că urmează un sezon al discounturilor de primăvară. Dacă se va întâmpla treaba asta, o să vă anunț public ce am pe radar. Până acum pot să vă spun că sunt cu ochii pe AEVO, să văd ce evoluție are. Știu că în mai are loc un mare unlock, da? Și urmăresc și perioada aia pentru că atunci s-ar putea să vină oportunități serioase, adică s-ar putea ca prețul să fie impactat. Unlock-urile majore generează presiune în piață, iar dacă vă amintiți, în toamnă Polkadot-ul ajunsese pe la 3 dolari și ceva pentru că a fost unul dintre cele mai mari unlock-uri de la staking pentru Polkadot. Așa și la EVO urmează un unlock în mai. Iar eu intenționez să pândesc acest unlock, să văd care este evoluția prețului, care va fi impactul în preț, bineînțeles, corelat cu ce se întâmplă și la Bitcoin. Așa că, dacă sunt știri majore astăzi, revin cu un short aici, o să fac material și pentru TikTok și voi posta și pe Twitter, sper ca contul meu să fie ok. Dragilor, pe mine mă găsiți pe mihaidaniel.ro, site-ul meu, acolo găsiți cursul de 4 ore, găsiți consultanță cu mine, cine este interesat. De asemenea, săptămâna asta începem să trimitem detaliile și biletele către cei care vin la Dr. Crypto la Dubai, pentru că nu mai e mult până ne vedem. Va fi un eveniment foarte interesant, zic eu, cu oameni foarte interesanți. Site-ul încă este online, încă mai sunt câteva bilete acolo, dar cred că, nu știu, într-o zi, două, vom opri vânzarea de bilete. Vă doresc o săptămână extraordinară și ne vedem pe analiza premium pe care încep să o fac imediat. O zi senzațională, toate cele bune!